de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Neața la cafea, bună dimineața din nou, după ziua de ieri în care am bătut câmpii de unul singur în emisiune. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat, pentru că după o pauză destul de lungă și neanunțată intrarea în emisie, ați fost alături de noi, deci a fost foarte ok. Astăzi începem șirul emisiunilor cu invitați. Nu vom putea cu foarte mulți invitați, pentru că vă dați seama și dumneavoastră la ce se întâmplă acum, e destul de complicat, dar cu câte un invitat, respectând distanțele, vom face această emisiune, bineînțeles și cu câte un invitat sau doi prin telefon. Astăzi, în emisiune, domnul Ungur Cosmanciuc, președintele PNL Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație încă o dată. Vă salut pe dumneavoastră, pe toți cei care vă urmăresc în direct la cafeaua de dimineață și la fiecare cafea. Da, vă mulțumesc și eu, și undeva pe parcursul emisiunii va intra prin telefon și domnul Radu Eugen Firăstrău, directorul DSP Neamț, ca să ne informeze cu ce se mai întâmplă în județ pe bază de COVID și măsuri de prevenție. Domnul deputat, au trecut alegerile locale, încă nu s-au bătut cuiele după ele, știți, cuiele se bat după ce se formează consiliile și se aleg adjuncții, ca să spunem așa. Județul Neamț, din punctul meu de vedere, va trebui să răspundă multor provocări de acum încolo. Pentru că așa cum s-au aranjat lucrurile, și când folosesc cuvântul aranjat, îl folosesc în deplinătatea termenilor de aranjat, deci gândindu-mă chiar și la aranjamente, avem o situație destul de specială. Deci, care sunt provocările pentru județ din punctul de vedere al partidului care va conduce opoziția la nivelul Consiliului Județean? De fapt, nu va conduce opoziția, va conduce majoritatea în Consiliul Județean Neamț, și care va fi, în general, provocarea pentru PNL, pentru întreg județul? Aceeași care am avut-o și în perioada de campanie electorală. Provocarea noastră, și cred că asta trebuie să fie provocarea pentru fiecare om care este implicat în activitatea socială, politică, economică în județul Neamț, este de a dezvolta județul și de a crea pârghii corecte, legale, transparente spre dezvoltare. În perioada de campanie electorală am vorbit despre mai multe proiecte. O parte mare dintre aceste proiecte vor trebui implementate, demarate, imediat din anul 2021, din ianuarie 2021. Partidul Național Liberal, am spus-o și o repet și astăzi, nu se va comporta ca o opoziție, că e vorbim de Consiliul Județean sau de alte localități la nivel de UAT-uri, ca o opoziție față de o altă grupare politică, ci va fi un generator de proiecte și în care va încerca să constituie majoritate în cadrul acestei mișcări pentru dezvoltarea județului. Nu vom avea adversități a priori, ci doar față de mecanisme care au fost până acum promovate în gândirea și conducerea la nivel de județ sau la nivel de unități administrativ-teritoriale. Transparența, în primul rând, este un lucru care ne interesează, consensul, și lucrurile acestea vor genera mai departe puterea de a dezvolta și implementa proiecte. De aceea, când spuneați dumneavoastră de modul în care s-au făcut, s-au aranjat lucrurile sau aranjamentele care pot, au aranjat lucrurile, pot defini politica. E o discuție, știți cum e, de cafea de dimineață. Până se termină cafeaua, practic și lucrurile astea pot fi punctate. Da, întotdeauna sunt și lucruri care vor trebui să găsească
explicații logice mai departe de subtilitățile și nuanțele care sunt poate specifice acestui județ. Și o specificitate a acestui județ este cunoscută, că în anul 2011, când au fost alegeri parțiale, pe un val USL, Liviu Harbuz a pierdut. De fapt, n-a pierdut el. A câștigat altfel altcineva. În 2012, la primăria Piatra Neamț, Cătălin Drăgușanu nu a pierdut. Se întâmplă dar a câștigat altcineva. Se întâmplă lucruri care, da, pot fi aibă legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră, cu felul în care se aranjează lucrurile. Dar sunt depășite. Important este ca fiecare, în momentul în care are o funcție, o poziție, să aibă capacitatea intelectuală să-și o asume. Și vedeți că provocările la care ne raportăm sunt mult mai mari decât felul în care se aranjează lucrurile, voturile și aranjamentele care așează niște voturi într-o localitate. Pandemia care este la ușă în fiecare zi și prin care trăim, scuzați-mă că am intrat în casă, este un lucru la care trebuie să ne gândim că e o mare provocare. Și nu este doar județul Neamț nepregătit. Lumea în sine, întreaga lume, sistemul medical din întreaga lume. Temele sunt aceleași. Sănătatea, educația, hrana, agricultura sunt aceleași teme față de care va trebui să avem răspuns pe măsura provocărilor cu care ne confruntăm. Pentru că în momentul în care încep să moară oameni, indiferent de unde sunt ei, lucrurile se vor resimți tot mai mult asupra societății, vor fi tot mai apăsătoare. Da, dar știți care este problema, domnul deputat? Eu cel puțin m-am cam săturat să tot scriu și să spun, domne, se fac blaturi, că eu pot să spun, sunt și cofetar din când se fac blaturi. Este incredibil că sunt localități în care rezultatele sunt absolut bulversante. Te uiți pe rezultate, zici, bă, cum s-a putut întâmpla chestia asta? Și atunci, nu știu, e greu să îi spui acum unui primar, bă, ai fost blat. Ai fost blat, se vede de departe că ai fost blat. Poți și eu spui eventual într-un cadru, știu eu, restrâns, dar cu oamenii ăia lucrați. Va trebui să lucrați cu ei 4 ani de zile. Și atunci poate ar fi cazul să ne spuneți printre provocările pe care noi le spun, credem că vor fi în județul Neamț și faptul ăsta, domne, hai să reformăm un pic și clasa asta. Noi am început acest lucru. Și eu și noi am început acest lucru. Și nu este ușor. Pentru că va trebui să lucrăm practic și cu resursa umană existentă. Resursa umană care va trebui să aibă o dimensiune a dorinței de a răspunde la provocări. Întotdeauna există în fiecare om un sentiment de a alege calea mai comodă. E natural. Decât cu efort, mai bine să alegi calea mai comodă. Dar, și dacă mai e și dar benefică fără, financiar, dar e și fără, mai bine. Fără să fac acuze la care să nu aduc probe. Și astăzi nu o să spun decât doar că există, da, într-adevăr, și cum am spus și în emisiunea anterioară, câteva lucruri la care vor trebui să se explice clar. Și lucrurile vor apărea de la sine în timp. Cum e posibil ca în anumite localități, în diferite cicluri electorale, 2016, europarlamentare, prezidențiale, să ai un bazin electoral cu număr de voturi în creștere, clar, stabil și în creștere, și apare dintr-o dată o singură sincopă într-un singur moment. Astea sunt niște explicații care vor trebui să și le găsească în primul rând cei care au răspuns de acele zone, de acele localități. Al doilea lucru care va trebui să existe ca și explicație este cât își vor dori unii sau alții să trăiască într-un proces de complicitate tacită.
Pentru că întotdeauna dacă există greșeli, există pentru că și cineva le acceptă. Dar despre aceste lucruri se vor purta discuții mult mai aplicate și după alegerile parlamentare. În pregătirea alegerilor parlamentare vor fi făcute și sunt făcute toate analizele care trebuie făcute. Vă mulțumesc că ați trecut spre alegeri parlamentare. Însă, nu, pentru că sunt câteva localități la care va trebui să existe în permanență o explicație, că este inadmisibil să înțelegi ce se întâmplă dacă ne vreți să ne raportăm la alegerile locale, ce s-a întâmplat la Pipirig sau la Bicaz sau la Borlești sau la Bodești, Ghindăoani, Țibucani, sunt câteva puncte ca Horia. Sunt câteva puncte, Ion Creangă, sunt câteva puncte la care vor trebui să fie și explicații publice. Dar nu le voi da astăzi și nici nu le voi acoperi astăzi, pentru că, cum Piatra Șoimului, Podoleni, Mărgineni, sunt localități în care nu este realitatea din teritoriu, de la firul ierbii, reflectată în procesul electoral, în rezultatul votului. Acum, în momentul în care ai o validare de la BEC, trebuie să ai și puterea să admiți. Dar în același timp trebuie să ai și înțelepciunea să te uiți mai departe și să ai un mare semn de întrebare. Dar asta trebuie să fie și pentru cei care fac mass media, cum sunteți dumneavoastră, pentru că și rolul mass media este nu degeaba de a fi a patra putere în stat. Este da. De a sancționa, indiferent de nume sau culoare, fenomenele incorrecte, imorale, care aduc atingere bunelor moravuri din societate. Da, cum să vă spun, noi tot scriem și nu pot să nu mi-aduc aminte, cum acum un an și ceva scriam un material care la vremea aceea, nici nu mai știu, trebuie să-l caut un minut, 30 de secunde, materialul apărea în Mesagerul și scria, era titlul așa, echipa liberală, Pietreană, face ce știe mai bine, își trage singură la geale. Da, și înainte de niște alegeri, când un primar pe funcție și membru PNL și-a anunțat demisia din funcția politică printr-un act unilateral. Anunțat pe Facebook și parcă văd scenariul care s-a repetat înainte de alegerile locale. De asta vă spun că lucrurile astea trebuie văzute și alegerile din Piatra Neamț au demonstrat cât rău s-a făcut prin aceste lucruri. Chiar și la numărul de voturi, știți? Știu foarte bine. Cred că rezultatul alegerilor este important. Dar este important în două dimensiuni. Unu, în sfera umană politică pentru cei care sunt implicați direct, dar mai important este rezultatul alegerilor pentru cei care vă urmăresc, care sunt aici afară, vin la piață sau fac piața sau vând la piață, care circulă pe stradă și stau în trafic. Și cred că dacă vorbeam de o reformă, direcția în care trebuie să mergem este aceea de a încerca ca mentalitatea, gândirea oamenilor care iau decizii să fie în primul rând una stabilă. Mentalitatea să fie una stabilă, starea emoțională să fie una corectă și stabilă. Apoi, cred că este foarte important ca dimensiunea gândire să fie una de viitor și bazată pe proiecte realiste, dar care să definească cu adevărat o dezvoltare. Ce ați spus dumneavoastră este parte din istoria Partidului Național Liberal din ultimii ani, care în județul Neamț sau în Piatra Neamț a avut și astfel de momente când munca era pusă în umbră de câteva persoane care aveau poate vanități, răutăți sau interese. Treptat, lucrurile se așează. Acum nu e un moment mai bun despre acele nume, nu, care acum au făcut moment rău bun partidului. Dar au fost câteva care și-au arătat veleitățile și calitățile care pot fi asociate cu metafore, epitete, caracterizări de genul trădător, instabil emoțional,
Dar nu are sens. Pentru că populația nu are nevoie de atât de mult circ și nici de atât de multă vorbă care să aducă atingere persoanei. Dar nu, de fapt, nu este o atingere la persoană, ci este o realitate. Cred că în momentul în care un om a primit șansa de a candida și a candidat și a și fost legitimat, are o răspundere morală imensă față de toți cei care sunt în acea comunitate, indiferent că l-au ales sau nu, apoi o răspundere morală imensă față de cei care l-au propus și susținut, pentru că a fost o sumă de energie. Și de aceea eu am speranța și convingerea că Andrei Carabelea este un om care înțelege lucrurile astea foarte bine. Ca să vorbim de Piatra Neamț, că ați invocat echipa de la Piatra. Nu, era momentul acela. Adică era un deja vu. Este un tânăr care cred că are o educație și un bun simț, care vor trebui să fie completate de o experiență politică în sensul pozitiv și una administrativă și de o echipă administrativă puternică spre dezvoltare. Andrei Carabelea și noi lucrăm pentru că acea experiență administrativă să beneficieze de suportul unor oameni care au dezvoltat performanță. Și încercăm să fie atrași în a fi implicați în dezvoltarea comunității oameni care au arătat performanță în alte locuri în țară sau în afara țării. Astfel de fenomene ne dorim să implementăm. Ceea ce au făcut unii din foștii colegi și care în continuare continuă să sape la temelia pedestalului pe care s-a urcat, e problema lor. Timpul și istoria îi va caracteriza. Dar, da, Partidul Național Liberal a avut, poate mai are, astfel de oameni care, prin trăsăturile pe care le-au manifestat în instabilitatea decizională, nu au făcut decât să arate o latură urâtă a caracterului. De aceea, echipa de la Piatra Neamț, care este în momentul de față, și am să vă spun o informație, în această emisiune, este în momentul de față în Partidul Național Liberal, în construcție, sub conducerea lui Andrei Carabelea. Ieri, în ședința de CDJ, l-am nominalizat pe Andrei Carabelea ca fiind președinte interimar, el fiind cel care va trebui să facă. Deci, avem un breaking news. O echipă, unul. Deci, Andrei Carabelea, noul președinte interimar al PNL Neamț. Pentru ca Piatra Neamț să fie o formațiune politică la Partidul Național Liberal unită, transparentă și care să uite de metehnele urâte ale trecutului, dar care să privească spre viitor cu oameni care își doresc cu adevărat dezvoltarea. Și împreună cu echipa de consilieri și împreună cu toți colegii, îl vom susține pe Andrei, ca Andrei să fie un primar cu adevărat model al acestei comunități și chiar la un moment dat model în țară. Pentru că se poate. Să fie un primar liberal. Va fi un primar liberal. Știți? Pentru că el este liberal în gândire. Poate uneori prea liberal. Poate uneori prea liberal. Da. Dacă tot ați dat breaking news, mai aveți și alte organizații în care ați făcut lucrul ăsta? Mai sunt și altele. Da, uitați, dacă am vorbit despre un lucru pozitiv, nu neapărat ca un lucru negativ. Și dacă vorbeam de o decizie de a încerca să facem pași spre a introduce performanța și a înlătura mecanismele care au generat o lipsă de performanță, da, vă spun că și la Târgu Neamț am luat o decizie ieri ca biroul politic local să fie dizolvat și l-am numit pe domnul senator Eugen Țapu ca președinte interimar pentru a constitui o echipă care să facă față provocărilor de la alegerile parlamentare. Da, și acolo am luat această decizie. Pentru că, din punctul meu de vedere, este inadmisibil ca atâția oameni de calitate care există în Partidul Național Liberal să nu reușească să coabiteze și uneori să citesc și la dumneavoastră în presă sau în alte site-uri, în alte trusturi de presă, știri despre cum se reclamă unii din colegii de acolo fără ca ei să fie trecut înainte în prealabil pe la conducerea județului. Lucrurile acestea denotă cel puțin
cu o lipsă de maturitate politică. Dacă îmi permiteți, la Târgu Neamț întotdeauna dorințele o iau înaintea faptelor. Chiar și în PNL. Dacă dorințele ar fi completate de puțină minte și înțelepciune, faptele ar fi după expresia dorințelor. Oamenii se mai uită, de exemplu, care vor, se mai uită și la modul în care se votează prin Consiliul Județean. Și la ultima ședință au fost niște mici surprize, am văzut pe acolo la vot. Am văzut niște domni care cred că erau la PNL, au mai votat și prin alte părți. Dar este o altă poveste, poate între timp, se știa că se va schimba președintele la PNL Târgu Neamț. Am înțeles. Despre echipa de colegi din Consiliul Județean, exceptând o singură persoană, cred că cei din mandatul 2016-2020 au avut în proporție de, nu de 100%, dar de 99% o poziție unitară pe parcursul celor 4 ani de zile. Și au funcționat ca o echipă. De multe ori, poate au fost puși în umbră de mass media, aș zice nedrept. În egală măsură și ar fi trebuit să crească nivelul de maturitate și în comunicarea politică. Dar, în buna lor credință, sunt convins că nu au greșit niciodată față de cetățeni. Poate n-au reușit să comunice la fel de bine, dar sunt convins că nu au fost urmăriți de lucruri în gândire care să aibă conotații negative. Da. Haideți că ați amintit la un moment dat de parlamentare. Prin anumite medii au apărut la nivel de București, la nivel de județe, cei care vor fi reprezentanții PNL pe listele de parlamentare. La Neamț, eu cred că surprize mari nu avem, pentru că avem 3 parlamentari care se știe că vor rămâne în funcție. Ce noutăți, dacă aveți noutăți, dacă s-au stabilit listele, dacă nu... Listele sunt în procesul de validare și definitivare. Ca și procedură, suntem în parcursul corect firesc și la sfârșitul săptămânii, cred că cu data de 18, vor fi validate și la nivel național. Aseară am avut în cadrul biroului politic județean și ulterior în cadrul Consiliului Director Județean, în CDJ, o discuție și despre acest subiect. Și practic am convenit ca listele la Parlament să fie într-o formulă care, așa cum ați spus dumneavoastră, să definească o continuitate a mandatelor persoanelor existente în funcție în momentul de față, adică locul 1 la Camera Deputaților, Mugur Cozmanciuc, locul 2, Laurențiu Leoreanu, locul 1 la Senat, Eugen Țapu. Deci în coștire, ca să spunem completare, așa. În completare, la Senat ne-am gândit pentru a fi pe locul 2 domnul Constantin Teodorescu și, dacă mai vreți, o știre este că pe locul 3 va fi la Camera Deputaților doamna Mara Calista, deputată în Comisia de Muncă în Parlamentul României și care va veni și va candida aici, în județul Neamț. Deci, asta este o altă știre. Mara Calista, deputat, va candida pe locul 3 pentru parlamentare pe lista de Camera Deputaților. Camera Deputaților, da. Mai departe, celelalte locuri vor fi așezate într-o ordine în care am stabilit un principiu aseară, dar forma finală va fi până la sfârșitul săptămânii, în care persoane precum Adriana lui Gheorghe, domnul Ivanov, doamna Banu, doamna Anca Preda, reprezentanța ai organizațiilor de tineret, ai organizațiilor seniorilor liberali, sau alte persoane la care ne-am gândit, care sunt în mediul de educație, care sunt în mediul academic, unii dintre ei, în mediul în activități liberale, precum avocați sau medici, să fie implicați și pentru a fi pe listele noastre la Parlament. Și forma finală va fi spre sfârșitul acestei săptămâni cel târziu. Și fiecare dintre cei care au fost prezenți au avut poziții în care au exprimat că este forma corectă în felul în care am gândit listele, fapt pentru care a fost și un vot în unanimitate. Deci, practic, putem spune așa că în mare se cam cunoaște lista.
Locul 4 la Camera Deputaților va trebui să așteptăm un răspuns a unei persoane tot de aici din județ care ar putea fi un bun parlamentar. La fel, locul 5 este de aici din județ cu un coleg de-al nostru care la fel l-a promovat și dumneavoastră foarte mult și la fel așteptăm forma finală și cam în mare se cunoaște lista. Adică altfel spus, echipa de la 1 până la 8 plus cele două persoane care trebuiesc să fie parte pe lista partidului în completare până la 10, de la fel și la Senat 1-3 plus cele două persoane până la 5 sunt acoperite. Asta este foarte bine că deja lucrurile se cunosc. Am promis la începutul emisiunii, domnul președinte, domnul deputat, că vom intra în direct să aflăm noutăți privind COVID-ul în neamț și cred că e bine să le aflăm. În fiecare dimineață încercăm să transmitem oamenilor date cât mai corecte și mai precise despre neamț, pentru că conveneam ieri chiar și cu directorul DSP cu care încercăm să intrăm acum. Lumea încă nu este foarte bine informată și circulă prea multe dezinformări. Iar să spun dezinfectări. Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața, domnule Bănuiescu, și bună dimineața tuturor celor care vă urmăresc. Vă salută și domnul Mugur Cosmanciuc, președintele PNL Neamț, este cu noi în emisiune. Am făcut o pauză din discuția noastră pentru a afla care sunt noutățile la nivelul județului Neamț. Bună dimineața și domnului președinte. Bună dimineața. Dați-mi voie să fac o scurtă prezentare. Aș vrea, cu acceptul dumneavoastră, să prezint o situație generală, apoi să ne concentrăm pe situația la zi, oarecum mai apropiată cu ziua. Vă rog, vă rog. Până în prezent au fost efectuate peste 46.000 de teste, au fost testate peste 15.000 de persoane, dintre care 4.304 sunt cazuri confirmate. Din păcate, există 128 de decese până în prezent. În acest moment sunt 423 de persoane infectate care sunt internate în cele două spitale COVID. La Piatra Neamț sunt 34 de persoane suspecte. Îngrijorător este faptul ce se întâmplă în ultima vreme. Chiar făceam o analiză la ceea ce s-a întâmplat pe toată perioada pandemiei. De exemplu, în martie am avut 80 de cazuri, în aprilie 410, în mai 393. Iar datorită măsurilor care s-au luat în aceste două luni, respectiv a fost declarată stare de urgență, în iunie am avut doar 82 de cazuri. Gândiți-vă că acum zilnic avem peste 100 de cazuri, deci avem acum cazuri mai multe în fiecare zi decât am avut în toată luna iunie. Apoi în iulie am avut 367, în august 827, în septembrie 1103, iar în octombrie, deși nu am ajuns încă la jumătatea lunii, avem 1042 de cazuri. Cu siguranță se va dubla numărul în această lună. Deci situația este oarecum, adică cu siguranță este îngrijorătoare. Când avem 100 de cazuri pe zi, situația se poate deteriora foarte, foarte, foarte rapid. Da, este ceea ce lumea normală își dă seama. Spuneți-ne un pic, acum, având în vedere această situație, măsurile care se iau și focarele care există, ne putem aștepta la anumite lucruri punctuale în județ, așa cum s-a întâmplat la Tașca, de exemplu, să se extindă aceste lucruri? Noi facem o analiză aproape zilnic, pe care o prezentăm în Comitetul Județean de Situații de Urgență. Aceste decizii de carantinare, de măsuri de închidere a restaurantelor, de închidere a școlii se iau acolo, în Comitetul Județean de Situații de Urgență. Așa cum am spus, prezentăm incidența pe fiecare localitate și punctual se iau măsuri. Din păcate, o măsură care se ia strict astăzi, pentru această măsură, putem vedea rezultatele abia peste două săptămâni. Bineînțeles că nu trebuie să fim drastici în luarea acestor măsuri, fiindcă trebuie să ținem cont și de situația economică, trebuie găsit cumva o măsură de mijloc, un echilibru și deciziile trebuie luate ca atare. Da. Haideți să discutăm un pic despre focare. Care mai e situația în centre și pe urmă în restul focarelor?
un focar care ne îngrijorează este cel din Spitalul Municipal de Urgență Roman. În total, în ultimele zile, au fost confirmate 51 de cazuri doar la Aoleu. Vorbim de personal medical, vorbim și de personal administrativ. Așa cum știți, sunt și centrele de la de îngrijire și asistență din Bozienii de Sus. Acesta este unul dintre cele mai recente. Acolo sunt 81 de persoane infectate, din care 55 sunt beneficiari. Mai este centrul de la Războieni. Deci noi testăm aceste centre periodic din două în două săptămâni, conform metodologiei INSP. Din păcate, găsim probleme din ce în ce mai des întâlnim astfel de cazuri. Da. Spuneți-ne un pic, am înțeles că avem și un centru la Târgu Neamț, sau așa ar fi vorba, nu mai știu cum se cheamă, Ozana parcă. Există mai multe centre, chiar astăzi trebuie să facem o situație, încă mai așteptăm rezultate și la centrul Pietricica din Piatra Neamț. Există și cel de la Turturești. În cel de la Târgu Neamț, deocamdată nu am date, probabil că în cursul zilei de azi vor fi actualizate și vi le vom comunica, așa cum facem de fiecare dată de altfel. Da, vă mulțumim pentru datele transmise. Aș vrea să facem precizarea, pentru că sună foarte multă lume, spitalele de la Bicaz și Târgu Neamț nu sunt spitale COVID. Acolo, în momentul acesta, funcționează ce? Niște zone de... Îmi dați voie încă 30 de secunde. Vă rog, vă rog. Vom face un comunicat către presă. De altfel, am primit și sprijinul dumneavoastră și chiar la solicitarea dumneavoastră vrem să publicăm un material la ceea ce se întâmplă astăzi, pentru care este procedura atunci când o persoană este depistată pozitiv. Trebuie știut că în ordinul 1513 a apărut acum aproximativ o lună al Ministerului Sănătății, toate persoanele care sunt depistate pozitiv, persoanele asimptomatice, sunt duse la evaluare la UPU. Este în interesul lor să se întâmple acest lucru, pentru că li se face o evaluare clinică și paraclinică. Dacă lucrurile sunt în regulă, dacă în urma analizelor lucrurile sunt în regulă, dacă radiologia este în regulă, acele persoane vor fi, se va lua măsura izolării lor la domiciliu. Deci chiar dacă, nu știu, se întâmplă să fie o aglomerare, persoana respectivă în aceeași zi va fi izolată la domiciliu. Ceea ce este bine, zic eu, pentru că știți și dumneavoastră că vechiul regulament spunea că o persoană este externată din spital doar după două teste consecutive negative. Această regulă s-a schimbat. Pentru cei cu simptome ușoare sau cu simptome medii, sau cei care spun că sunt asimptomatici, dar imaginea radiologică indică altceva, li se recomandă în continuare internarea. Cu privire la ceea ce a spus dumneavoastră, spitalul, cei suspecți din zona Târgu Neamț nu vor mai fi duși direct la Piatra pe zona de suspecți, vor fi reținuți la spitalul din Târgu Neamț pe zona de suspecți, vor fi testați, iar până în momentul în care vor avea rezultat, dacă vor fi pozitivi, ei vor fi apoi transportați către Piatra Neamț. La fel și cei de pe zona Bicaz. Deci aceste două spitale, Târgu Neamț și Bicaz, nu au devenit spitale COVID. Doar că țin suspecții COVID de pe zona... Până la aflarea unui rezultat. Până la aflarea rezultatului, da. Vă mulțumesc tare mult, așteptăm materialul. Vă dorim o zi bună, sănătate multă. Mulțumesc. Recunosc, vinovat sunt, am cerut acest material pentru că sună lumea la redacție, mai ales ieri după emisiune, și spuneau, dom'le, nu ne spune nimeni care este situația exactă, unde, ce și cum. Și de aceea am zis, facem acest gest și foarte bine că va fi trimis la toată presa ca să fie publicat. E un gest corect și o informare care e necesară, pentru că primul lucru pentru orice prevenție, informarea este importantă. Da. Informația și informarea. Ați văzut, situația nu arată foarte bine în Neamț, din păcate, ne îndreptăm vertiginos spre un 2 la 1000, dacă îmi dau eu seama așa. Și probabil că ar trebui să se gândească măsuri de prevenție. Până atunci, însă, nu știu când vom mai apuca
foarte curând să ne vedem într-o emisiune. Eu mi-aș dori să le permanentizăm la un moment dat. Haideți să depășim un pic cadrul acesta local și chiar județean, deși este important. Important. Noi aici trăim, dar știți, se întâmplă lucruri. Pe lângă COVID-ul care afectează întreaga lume și trebuie să spunem lucrul acesta, se întâmplă lucruri care acum ar putea să poziționeze România sau poziționează România, că e complicat să spui ar putea sau poziționează, dacă n-ai informațiile necesare, într-un joc pe o poziție de jucător, nu de pion. Adică nu de pion, ci de o piesă mai importantă pe o tablă de șah. Și mă refer aici la parteneriatul strategic România, Statele Unite ale Americii și România, care tinde în momentul ăsta să devină un parteneriat strategic mai larg în contextul în care în zona noastră se întâmplă lucruri. Și nu mai discut acum de Cernavodă, de acele coridoare care vor să facă și care trebuie să recunoaștem. Nu sunt coridoare neapărat economice, sunt coridoare strategice, geostrategice de un anumit nivel. Și știu că sunteți interesat de situație și cunoașteți și aș vrea să ne spuneți câteva lucruri. Este foarte important și pentru județul Neamț. Și vedeți, vreau să fac, dacă ați ridicat această temă în discuție, vreau să fac câteva mențiuni care cred că sunt importante spre a fi bineînțelese. În momentul în care România a semnat acel parteneriat strategic, în momentul în care România este stat membru NATO, în momentul în care România este stat membru al Uniunii Europene, are și obligații și drepturi. Însă principalul lucru pe care trebuie să-l urmărim noi, fiecare dintre noi, fiecare dintre cei care facem politică, mass media, economie, este de a crește nivelul de viață, nivelul de educație și de accesibilitate la tot ce înseamnă informații folosite corect. În momentul actual, prin vizita miniștrilor Ciucă, a ministrului apărării sau a ministrului economiei Virgil Popescu în Statele Unite, practic mai bifăm un pas, mai facem un pas în ceea ce înseamnă susținerea și dezvoltarea acestei țări din cadrul parteneriatului. Investițiile care vor fi făcute în domeniul energiei la Cernavodă sau culoarul care va fi creat de la Marea Baltică spre Marea Neagră sunt investiții care vor crea și stabilitate în zonă, dar vor atrage de la sine și dezvoltare. Sunt lucruri despre care am mai vorbit, despre care am menționat și la dumneavoastră în emisiune și în alte emisiuni, în alte părți, în mass media și în conferințe de presă. România pentru dezvoltare are nevoie de investitori și de parteneri puternici. Și județul Neamț la fel. Nu a fost o întâmplare că în județul Neamț au venit atât de mulți miniștri în campania electorală. Nu a fost o întâmplare. Și această poziție politică asumată de Partidul Național Liberal va continua să fie susținută și implementată în județul Neamț. Pentru că aș vrea să fac următorul lucru. Când vorbim despre cele două investiții strategice, Cernavodă sau culoarul, care va însemna o cale ferată, respectiv o autostradă, vorbim practic de o conexiune a țării cu exteriorul mult mai bine. Această conexiune va trebui să fie făcută însă pentru o dezvoltare unitară a României. Și de aceea și noi, județul Neamț și Moldova, are nevoie de culoare directe care să lege prin cale ferată, prin autostradă sau calea aeriană cu restul lumii și în egală măsură energia să fie parte componentă a producției, a creșterii nivelului economic al țării. Cernavodă este un punct, după cum partea cealaltă este pe producție de energie hidroelectrică. Hidroelectrica este o societate care la fel va cunoaște transformări și faptul că ministrul economiei a venit aici, Virgil Popescu, în județul Neamț, la Stejaru, iarăși dovedește interesul pe care îl are Partidul Național Liberal, miniștrii liberali și noi pentru a pune un steag în dezvoltarea acestui județ. De aceea, acești doi pași îi definesc ca fiind parte din politicile pe care le-am spus, proiectele pe care le-am promovat și pe care le vom și implementa. Și de aceea Partidul Național Liberal are resursă umană pentru pe care o va promova, cum este și doamna deputat Marea Calista, care va avea
iarăși continuitate în Parlament și va fi abia susținere de aici, de la județul Neamț. De aceea colegii parlamentari care au avut o activitate bună în Parlament au continuitate și de aceea se va crea cadru pentru a mai intra măcar încă un coleg în Parlamentul României pentru a avea un început de drum frumos în activitatea politică. Cu ocazia asta ați spus și care e targetul pentru parlamentare. Da. Cel puțin 5 parlamentari. Cel puțin 5 parlamentari. Da, da, e interesant. Este un target realizabil. Este un target realizabil dacă ne raportăm în mod corect la rezultatul politic pe care l-a avut Partidul Național Liberal la aceste alegeri și luăm în calcul că a fost un fenomen despre care vorbeați puțin mai devreme, aranjările, aranjamentele sau felul în care s-au așezat lucrurile. Pentru că nu s-a mai întâmplat vreodată, eu nu am auzit, ca 10% din numărul de voturi exprimate să fie anulate. Nu vorbesc de celelalte puncte pe care le-am menționat eu sau dumneavoastră, unde au fost țincopii care au explicațiile lor. Dar 10%, 10%, domnul Bălănescu, 10% e foarte mult. Nu cred că cineva a mers să-și anuleze votul într-o proporție atât de mare. Eu nu știu dacă 10% e mult sau nu, dar eu vă spun așa, că dacă aș fi, nu știu, chiar nu știu ce funcție să am, dar ar trebui să am o funcție, undeva decizie, aș lua măsuri urgente pentru localitățile în care rata de îmbolnăvire este atât de mare încât peste 150 de oameni să ceară urna de vot într-o localitate micuță. Au fost. Și acolo aș cere niște măsuri drastice. Dom'le, nu se poate să ai bolnavi într-o localitate sau medicul de familie de acolo are o problemă. Cel care a dat certificatele respective. Adică sunt lucruri care ori te îngrozesc, ori te fac să râzi. Au fost astfel de situații și le-am atras atenția, menționat în mass media, Bahna fiind una dintre ele. Probabil. Da. Haideți să încercăm o recapitulare a emisiunii de astăzi rapid. Deci, Andrei Carabelea, nou președinte interimar la Piatra Neamț. Da. Eugen Țapu Nazare Țapu interimar la Târgu Neamț, ceea ce spune multe. Așa. Mara Calista, locul 3 da. La parlamentare. 5 parlamentari în Neamț, asta ca să obiectiv, ne referim da. Obiectiv ca să ne referim la partid. Da. Și acum foarte rapid trebuie să ne reluăm acest obicei, comentarii. Din păcate pentru dezvoltarea Moldovei și a județului Neamț, culoarea nu prevede să treacă pe aici conform ultimelor hărți apărute în presă. Da, este adevărat, dar culoarul respectiv, da. Dar dezvoltarea respectivă va genera dezvoltare și în zonele adiacente. Culoarul va atrage de la sine dezvoltări exact. Pe orizontală. Da, întrebare, este adevărat că s-a oprit construcția noului spital? Deci o întrebare, probabil se referă la ultima ședință de Consiliu. Dar unde a început construcția? Deci tocmai asta este. O doamnă ne spune... Nu, nu este adevărat, nu s-a oprit nicio construcție. Da. Sau nu știu la ce se referă domnul. Nu, nu, Partidul sigur, Național, sigur la asta se referă. Partidul da. Național Liberal nu a blocat, sau doamna, nu a blocat și nu va bloca niciodată proiecte da. De dezvoltare. Dar trebuie să fie cu adevărat proiecte. O întrebare pentru domnul Fierăstrău. Sunteți membru în CEA Spital Județean de Urgență Piatra Neamț și este întrebat ce s-a întâmplat în CEA de când este domnul în această calitate. O să îi transmitem întrebarea și o să... discutăm. Domnul Teodore Coresi, un nume mare în muzică din România și din Austria și din Europa și din lume, îi mulțumim tare mult. Este o mare onoare că se uită la această emisiune. Întreba despre dumneavoastră, cine dânsul este în Viena și întreba cine sunteți și în ce calitate. N-a urmărit toată emisiunea. Îi dorim cele bune și l-așteptăm într-o emisiune pe domnul Teodore Coresi. El are legături cu o comună din județul Neamț, s-a ocupat chiar de un festival acolo, s-a ocupat de vacanțe muzicale la un moment dat. Este un om cu foarte multe conexiuni. Și în rest, salutări.
provocări pentru întreg grupul și pentru toată populația COVID-ul, populația lumii COVID-ul, nu e ușor să guverneze în aceste vremuri. Apropo de asta, poate un minut, ne spuneți cât e de greu de guvernat o țară în pandemie. Și după... Ne descurcăm. Și după preluarea de la PSD. Partidul Național Liberal și guvernul Orban se descurcă, chiar dacă este destul de dificil. Destul de dificil pentru că nu am vorbit niciodată despre grea omoștenire care a existat cu gradul de îndatorare, cu formele în care s-au alocat contracte pe diferite proiecte mai puțin fezabile pe PNDL-uri, însă ați văzut că lucrurile au funcționat în continuare. Nu au existat piedici, impedimente în ceea ce a însemnat sistemul de sănătate, sistemul de educație, sistemul de pensii, sistemul de alocații. În fiecare din aceste domenii, colegii mei miniștri și-au făcut temele, au făcut toate lucrurile astfel încât să fie în fiecare moment la zi față de cetățean. Da, chiar dacă este greu, chiar dacă fac eforturi, chiar dacă în Parlament avem 20% reprezentare, funcționăm și funcționăm bine. Ei, vin parlamentarele acum. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, vă dorim baftă și succes și mai ales să continue procesul de reformare. Mulțumesc. În interiorul partidului. Oameni buni, asta a fost cafeaua de astăzi. Multe informații. Mai adaug la recapitulare și faptul că sunt 51 de cadre medicale, medici, asistente, ce mai sunt acolo, cadre medicale, la spitalul din Roman, infectați cu COVID, ceea ce arată că încet, încet acolo trebuie să se întâmple ceva. Probabil că vor trebui găsite soluții locale. Vă mulțumim pentru participare, vă dorim o zi mulțumesc bună. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și urmăriți site-urile Mesagerul 10H pentru știri și nu uitați, joi apare o nouă ediție a Mesagerului print și vă spun de pe acum, vor fi cel puțin 3-4 materiale care merită citite, poate chiar arhivate. Cele bune, la revedere!